Una dintre tinerele racolate de omul de afaceri a decis să vorbească public despre abuzurile la care a fost supusă. Împreună cu colegele ei, a trăit lucruri pe care cu greu le va uita. Abuz verbal, abuz psihic, fizic, nu. Ne-am depărtat de familie, de prieteni și pot să zic că nici azi relația cu părinții nu a fost reluată așa cum trebuie. Acum, ușa sediului uneia dintre asociațiile deținute de Bolea este închisă cu lacăt, iar la telefon nu răspunde nimeni. La numărul de mobil intră mesageria. Așa se întâmplă de minute bune. Mai încercăm. După ore bune, la sediu a ajuns directorul de imagine al uneia dintre asociații și a dat detalii în exclusivitate pentru Prima TV. Acesta neagă că ar fi existat cazuri de abuz în interiorul ONG-urilor deținute de omul de afaceri Ieșan. Numai un analfabet funcțional ar putea să creadă acel articol care sunt, dacă îl citiți sau dacă l-ați văzut, sunt niște contraziceri care frizează efectiv absurdul. Să vedem declarațiile, adică dovezi. Dovezi, dovezi, că așa a descris și eu, aș putea să zic foarte multe lucruri. Conducerea primăriei municipiului Iași nu îi cunoaște personal pe toți reprezentanții acestor asociații. Municipalitatea finanțează anual proiectele în funcție de conținut. Această abordare în care s-a încercat o asociere a unor fapte presupuse, pentru că nu cred că putem vorbi despre un criminare fără să se pronunțe legea, fac parte din sutele de ONG-uri care depun oferte la primăria municipiului Iași, se duc la comisiile de validare și acolo se aleg nu ONG-urile, ci proiectele acestora. După mai multe ore de la apariția primelor articole despre cazurile de abuz din Iași, președintele executiv al uneia dintre asociații a venit cu o serie de explicații. Aduc public la cunoștință că sunt la dispoziția oricăror instituții competente autorizate ale statului pentru furnizarea actelor, datelor și informațiilor despre activitatea mea personală, socială și profesională, cât și despre activitatea Asociației Casta Moreli, viața privată a voluntarilor noștri, cât și statutul lor, căsătorit sau necăsătorit, nu fac parte din preocupările noastre. Mirel Bolea a transmis printr-un comunicat faptul că toate articolele de presă sunt minciuni și aberații și spune că toate acuzațiile aduse sunt false.